probleme foarte mari aici. Stăm de 25 de minute cel puțin. Sunt în apropiere de Dej. Și dacă te uiți atent aici, sper că se și vede. Red Line. 1 km la oră. Mi-arată că sunt câteva accidente. Probabil că este cel puțin 1. Aici aproape de Nima. Aici aglomerație, iarăși în Dej. Numai accidente, nene, peste tot. Am găsit ceva drum aici. Deci asta ar trebui să mă întorc un pic înapoi, este mai spate. Și ar trebui să o iau pe aici, pe ăsta maro. Până aici. Trebuie să ajung la parcul ăsta industrial. Știi, dar dacă o iau pe la parcul industrial, ies exact unde este accidentul aici, la calea ferată, la Henry Conda ăsta. Trebuie să merg pe lângă par pe aici, în sus, iar să fac dreapta, pe lângă mănăstirea pe aici, și abia aici să mă duc pe 161D ăsta, ca să pot să ies aici, în centru, la Dej. Trebuie să traversez Dejul. Ideea este că nu știu cum este drumul ăsta pe aici, având în vedere că sunt și încărcat. I don't know. O să mai stau un pic și o să vedem ce va mai fi. De asta zic că trebuie să avem grijă, nene, când mergem, pentru că, uite, se întâmplă chestii. Super coloană în spate. Super, super coloană. Și în față, după cum vezi, din sens opus nu trece nimic. Acolo e plin. Mai vine câte o mașină care probabil că întoarce. Da. Asta e, nene, trebuie să avem grijă când mergem. Ai din asta? N-ai din asta? Păi e timpul să-ți cumperi. Da, din asta ai? Stai să-ți arăt. Haide, ieși afară. Ieși afară, la zăpadă. Din asta ai? Cu aromă de? Exact, nene. Fii atent ce chestie tare are asta. De aici, vezi? Miroase foarte fain. Excelent, coconut! Apoi să mai stăm un pic. N-avem ce face. Hai că am început să merem. După ce am stat cam o oră și ceva aici, merem. Să vedem și cât. Eu știu că a fost ceva Ford din ăsta, 2008-2012, ceva de genul. Am văzut că o platformă a venit cu el, am văzut platforma aia când s-a dus și după aia când s-a întors și de asta am zis că e Ford-ul. Hai să vedem și mai încolo. Mamă, câte lemne a pus ăsta aici, nene. Am înțeles că, virgulă, camioanele și astea ar trebui să fie umplute până la chestiile alea roșii, știi? Dar ăsta văd că a pus ceva mult pe el. S-a și stricat un pic. Dar păi se întâmplă, domnule Edis, să mai strice și astea. Dej. Pe acolo, pe undeva, trebuia să vin pe câmp, știi? Dar am zis să nu risc pentru că a și plouat și am și marfă pe mașină. Și n-ar fi fost chiar fain să rămân pe acolo, pe undeva. Bravo, patriotul ăsta, bravo, nene.
foarte bine și frumos. Bă, în concediu cum să fie, mă? A fost relaxant. Foarte relaxant. Foarte fain, vreme bună. Super, super, super. Mi-ar fi plăcut să fie mai mult de o săptămână. Da, no. Atât a fost. Bine că a fost și atât. Uite, aici sunt pompierii. Câte să ne dăm un pic într-o parte. Uite, încă o platformă și poliția. Zic eu ce s-a întâmplat aici. Ia uite-te, nen. Ferească Dumnezeu, bă, băiatule. Ferească Dumnezeu. N-o fi atent. Hai de capul meu, bă, băiatule. Plastice pe aici, vreo 3 mașini. Zop și zdub. De mama noastră. No, mă la era răsturnat, bă, băiatule, tu-ți dai seama? Răsturnat. Hai de capul meu. Zic că ce s-a întâmplat aici. Vor să depășească pe sectorul ăsta de drum. Dacă... Stai să-ți arăt, că-ți arăt imediat. Imediat îți explic o chestie. Uită-te, și camionul face la fel. Deci dacă pe sectorul ăsta de drum nu merge așa, adică cu o rată aici pe banda asta de urgență, pe refugiu ăsta, ești fraier. Înțelegi? Pentru că el vrea să depășească pe acolo. E ok, înțeleg, mă trag un pic, nimic de zis. Dar ai grijă, pentru că mergând așa, nu e ok. 1. Nu-i legal. 2. Pot apărea obstacole aici, care nu le poți vedea în timp util. Și te tragi să treacă ăla și dai peste altceva. Mare atenție, nene. Mare atenție. Da, deci s-au dat ăștia au vrut să depășească și cred că s-au luat aproape frontal și l-au proiectat pe lanșanț. I s-a rupt roata lui ăla aici sănătos la cap. Hai de capul meu. Vezi că era lovit, cred că și din spate. L-o fi luat și din spate cineva, cine știe. La una peste alta, bă, băieți, pare atenție. Ăsta e tipul ăla care a alergat cu spatele. Tu știi de unde? De mai din partea de acolo de unde eram opriți, om a alergat cu spatele. Foarte tare, ne? Adidas. Dar de ce nu vă luați altceva? Nu înțeleg. Lumina albă. Și cu bariere. Totuși, suntem în România. Mai aruncăm un ochi în stânga-dreapta. Și o mere mai departe. De asta zic, nene, că trebuie foarte mare atenție. Mașina roșie cu pat deasupra, păcat că este Iveco. MRX-ule, drum bun, stai, nene. Era un băiat tânăr. No, bun, ce e asta, mă? Ce e asta? De tăiat iarbă de ceva. Hai, grăsuțule, mai fă niște spor, nene. Școala școlilor. Am de mers relativ puțin, aș putea spune, până aici în Mănășturel trebuie să ajung. Nu-i mă câte mașini are ăsta, e bogat. Hotel, restaurant, terasă, car plastic. Ce fac ăștia cu car plastic? Nene, ușor că oprim motoarele. Să mă vezi și mă atac cu Loreganu, ce fac eu. Așa, mamă câte antenă și-au luat ăștia. Uite, urmatizone, ci care și NFS la număr. Foarte tare.
Uite că am reușit să mă întorc și vreau să-ți arăt cum arată Audi ăsta 49 PCA. Doamne ferește, frate. Hai de mama noastră. De asta zic, bă, băieți, mare grijă, mare atenție. Doamne ajută, bă. Pe principiu, fiecare marfă se asigură. Eu ce frumos e aici. Ioi. Liniște și pace. Asta aici. Asta aici. Păi, n-aici, nene. Hai să crezi. Să pun asta așa. 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 E plastic. Nu e metal. Aici. Acolo trebuie un pic. Așa. Așa. Bun. Asta. Punem aici. Probabil te întrebi de ce nu le-am pus aici pe rastel, pentru că s-ar fi dus încolo. Probabil te întreb de ce nu le-am pus de desubt. Păi dacă le-aș fi pus de desubt, s-ar fi plimbat prin toată mașina. Am considerat că așa este cea mai bună soluție. De ce cald s-a făcut aici, omulețule. E șans ceva pe aici? Atenție la Loregan. Ok. Ok. Bun. Foarte liniștit aici. Uite și struții socolo, am văzut. Foarte fain. Ia uite cum pasc caii la lucernă. Nu e bună lucernă asta în continuu? Da, nu? Dacă le trebuie, le trebuie. Ce-o fi fost aici, nu știu. Uite, dita mai chestia asta, frate. Bă, pentru ce-o trebuie, bă, băiatule, atâtea antene? Hă? Pentru ce-o trebuie atâtea antene? Fii atent câte sunt. O să râzi, sunt lângă ăsta și nici măcar nu am full la semnal la telefon. Păi se duc așa și aici jos nu bate nimic, probabil. Nene, hai să-ți mai arăt ceva. Vreau să te uiți un pic pe la zona asta, aici. Cum arată. Da? Cam așa. Au telefon, au, e semnal, e perfect. No, cam așa. Știi de ce zic asta? Pentru că de foarte multe ori nu apreciem ceea ce avem până nu vedem așa ceva. Sau, mai mult decât atât, îți recomand să experimentezi,
să trăiești aici, în condițiile astea. Dar după aia când te duci acasă și te speli pe mâini, doar deschizi robinetul, te speli pe mâini, l-ai închis, prosopul în dreapta sau unde l-ai tu, în stânga, eu în dreapta l-am, da, te-ai șters, te-ai spălat pe dinți, făinuți, totul. Ai făcut patul elegant, corect? No, aici nu e chiar așa și de asta e important să înțelegi ce trăiești tu, e important să înțelegi ce trăiesc alții și este important să înțelegi unde vrei să ajungi tu. E cel mai important. Dar mi-e cald, nene. Vreau să opresc să-mi iau niște apă. 3:28. Nu mai e cu 3, e cu 28. Foarte cald. Foarte, foarte, foarte cald. Uite și aici, dezbrenări din astea de autovehicule. Păi încolo m-am prins că ai tras de volan, nu de alta. Ce faine și ăsta de remorcat. Hai să crezi. La 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 la. Mamă, ce izbite sunt, bă, băiatule. Tractări profesionale. Sunt și tractări neprofesionale, probabil. Da, cu siguranță. Dezbrenări, gavis. N-ai să crezi. Hai, hai cu Renault-ul. Mamă, cum arată totul în paragină, bă, băiatule. Și-au atins ăștia aproape toate scopurile. În 20 de ani își vor atinge toate scopurile în România. Și vom fi o țară găurită și furată și plină de datorii cu cirașa pe tort. Și atunci or să vină și or să zică, nu se mai poate face nimic. Oh-oh. Oh-oh, bolțari. No, hai să ne uităm un pic atent aici. Chiar dacă era lumina albă, e important să ne verificăm un pic că aici suntem în România și aici totul e posibil. Mamă, câte stivuitoare din astea bucăți. Mamă, câte fiare, bă, băiatule. Cedează trecerea celor care vin din partea stângă și din partea dreaptă. Ok, sunt pregătit să fac acest lucru. Am pus semnal de stânga și aștept și aștept și aștept. Și mai aștept și iar aștept și tot aștept. E bine să îți faci manevra în siguranță. Puteam să ies înaintea lui ăla, dar poate că îi dădeam emoții, poate n-aveam timp, poate venea altul. E foarte important să fii gingaș peste tot. Mă duc să mai bag niște gazole, că diseară am cursă de făcut. Hopa, Vasile, unde te duci așa grăbit? A, să-ți iei biscuiți de la Rostar, am înțeles. Wow, bine că au reglementat cât de cât trecerea asta aici de nivel de cale ferată. Chiar nu-i mai înțeleg scopul, poate că o să mai fie folosită peste vreo 48 de ani, cine știe. Oh, 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 oh. Aici ai o chestie, Sev, Raj, Darina. Sunt faine autobuzele astea, îmi plac. Foarte faine. Nu, no, nene, ce să zic, mă duc la Cluj. Mai exact la Turda. Ce scrie aici? Casă de vânzare. Da, bine, mă. Nu, bine, mă. Ia uite, ce pușcat-i. Ai grijă de tine și de cei de lângă tine.